minha arma. Vem para jogar. Não acontece. Não acontece. Hide, hide, no. Pierde-me timp. Flash, cred că de la tine de acolo. Ține acolo la tine. Atacă și tu. Pe l-ai scos pe ăla. Pe aia. Pe cine l-ai scos? Pe tu ai scos. Ok. Eu mai am 16 pe la viață. Cred că a luat o roată. Fii atent. A luat o roată. Întoarce-te. Sunt. Ce armă ți-au zis? Vrei alta? Move it, move it! Da. Ia, dă-mi-o! Asta, hai! Mișcă, 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 mișcă! Uite ce poziția ta! Da! Ține acolo la tine! Puțin. I-am dat 72 damage. Du-te pe el, că îl sfarci. Du-te pe el. Du-te pe el cu tupeu. Ai pe 90. Nu contează, du-te.
asta, așa. Floor map, let's go. Hai că au câștigat Iancuța, că ei au avut 8-3, noi 8-0. Sau nu vrei? De fapt, nu. Bomb has been planted. Counter-terrorists win! Okay, bine. Let's get this done.
user joined your channel. Hello. Nu, este 8-8. Am jucat, am zis că jucăm până la 16 și... avem 8-8 și acum suntem în dilemă cine să câștige. Și am zis să mai jucăm încă unul până la 8. Nu aveți cum, deci voi jucați acolo mare căcat. Am stat o oră după voi, cum v-am zis destul de clar, că cei de la Nex v-au trecut mai departe. Și ați insistat să jucați un match care practic nu mai era valabil. Da, chiar dacă ei au apărut? Chiar dacă ei au apărut, nu contează. Atâta timp cât voi ați trecut mai departe, puteau să vină să roage în genunchi. Deci noi până acum practic trebuia să terminăm meciul noi de 5 ori. Am stat o oră și nici măcar nu ați calculat bine și nici măcar nu ați jucat corect. Păi nu ne-a spus nimeni. Bine, da. Ne-a spus exact. Cineva cum să jucăm corect? Exact. Păi, dar voi nu știți până la câte runde se joacă? Nu, nu știm până la câte runde se joacă, fiindcă noi jucăm casual, deci... noi ne jucăm ca alții în TGL și în alte lucruri. Nu e, aici nu este nevoie să jucați ca pe PG, pentru că oriunde vă duceți și pe bun, ei erau plănuiți în acel leaderboard, erau plănuiți să joace cu noi. Să jucăm pentru că au apărut, nu? Nu, trebuia să ascultați că m-am spus ceva, că nu mă joc de ieri și v-am spus să intrați pe server când trebuia. Acum ați jucat degeaba și nu. Da, vorbesc cu treburile astea și cu Jenny sau adou cu noi în canal. Pentru că eu am înțeles, Jenny a vorbit cu o tipă Cristina, eu nu știu cine, cum te cheamă pe tine, dar a vorbit cu această Cristina. Cu mine în niciun caz nu am vorbit. În al doilea rând mi-am spus și ei chestia asta cu că nu trebuie să mai joace și în al patrulea rând vă dau să vor acum să jucăm și noi astăzi. Bun, dar anunță-i și pe ei ca să știe și ei. I-am spus și a zis că o să jucăm cu voi și că nu mai poate ia de jocul ăsta, deși nu știu de ce a insistat atât dacă tot nu-i pasă. Poți să aduci cu noi în canal? Poți să muți tu, ai... Nu mai are rost să o mai mut, te rog frumos, am și alte treburi și chiar mi-a rost pentru o cupă să stau să mut 40 de oameni aici. Pentru că o mut degeaba. Era vorba de... Noi refuzăm să jucăm. Vrem să fie da, toată lumea de față. Da, dacă era organizat ca lumea, ce ai vorbit, spuneați de la... Atentă, ce ai vorbit acum și ce am jucat noi este tot înregistrat, eu încă înregistrez video. Va fi postat. Nu mi se pare normal, serios acum. Eu vreau să trebuie anunțate ambele echipe, nu. User was moved to your channel. Vreau să-i aduci și pe ei și să le spui și lor asta. Nu, și care-i chestia? Care-i chestia? Adu-i și pe ceilalți ca să le spui că nu a fost valid ce am făcut până acum. Dar nu înțelegi că am vorbit și i-am spus că ați jucat degeaba și au spus ok? Că nu am înțeles pentru că voi nici măcar nu știți câte runde trebuie să jucați. Păi, scrie undeva pe site? Noi jucăm casual de regulă și ne-am înscris de pur fan. Și pe casual este fix același lucru, scrie acolo clar. În momentul în care câștigi 11-4, 12-3 și așa mai departe, se termină runda. Eu nu înțeleg ce fel de server... Ce fel de server ați avut voi, că nici măcar nu v-a arătat scorul sau nu s-a oprit în momentul în care echipa a câștigat. Și voi ați stat să negociați câte runde a luat ăla și dacă să mai jucați sau nu. Exact. Pentru că jucăm pe un server rainbow-based pe care îl poate reseta Bombpuff. Nu avem noi control asupra lui. Păi foarte frumos să-și ia serverul și să se ducă cu el unde se ducă, să nu mai zic unde. Pentru că ăla nu se poate numi server de warp. Pentru că nici măcar nu este configurat. Nu este vina voastră, e vina celui care a cumpărat serverul și l-a lăsat așa, să negociați între voi câte runde să jucați. Deci înțelegeți că eu am vorbit acum 2 minute cu tipa aceea, i-am explicat care este treaba și a zis că ok, de-aia nu mai poate adecupa asta și au ieșit. Altceva, nu am ce să fac, nu am cum să-i aduc din morți acum ca să... Îi chem eu aici pe Tinskip de la ei de acasă din moment ce au ieșit și am înțeles cum a stat treaba. User joined your channel. Hey. 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 Așa, Jenny? Da. Ok, bun. Cristina, te rugăm. Te rugăm ce? Păi să mai explic o dată toată treaba? Da, uite, tocmai a intrat Jenny pe care am jucat până acum. Deci, o mai zic încă o dată. Voi, user joined your channel. Ați jucat degeaba. Pentru că
Noi, în primul rând, când am avut primul meci, am spus că nu am găsit nu știu ce. Ne-au trecut mai departe, ei la fel au scris că nu v-au găsit. Unde frate când eu? Ascultă-mă puțin, te rog frumos. Cei din Next i-au trecut mai departe și am căzut la acord ca să jucăm cu ei. Și din moment ce voi ați apărut și ei erau trecuți mai departe, meciul era inutil ca să-l mai jucați. Înțelegeți cum se treaba? Nu, deci... nu este inutil, Cristina, pentru că eu eram pe căcatul ăsta de discussion, de așa. Uite, de la 10:35 dimineața scriu un continuu și întreb. Bună, că te ascult. Încă ți-ai lăsat pe ei să joace? Da? Deci eu sunt, aici eram on. Uite, poți să te uiți cât am postat. Creuceanu a postat că a intrat pe TeamSpeak și a făcut un canal. Exact. Atât. Unde? Și unde vrei să jucăm? Noi ce am jucat până acum, ei au jucat mai bine. Deci, basically, ei ar trebui să treacă mai departe dacă e. Păi și atunci negociați, frate, dacă vreau să jucați pe negocia, un server. Ei merg mai departe. De ce merg mai departe? Eu asta vreau să știu care dintre voi merg mai departe. Nu știu care, cum ați jucat, oricum ați jucat pe un server care deci nici a fost 8-0 și 8-3. Nu, deci serverul acela era foarte prost, nu este configurat, nici măcar nu arată rundele, nici măcar nu arată cine a câștigat în pentru noi deci... a arătat și cum a zis Eli, noi am făcut screenshot-uri ca să fie valid. Și o să postăm aceste screenshot-uri pe site-ul unde s-a făcut, unde s-a organizat. E imposibil ca prima parte să se termine cu 8-3. Da, mă, ne-am făcut noi switch la 8. Am făcut switch. Hai să jucăm până la 6. Am făcut switch la 8. Dar nu se interesează să-și face switch la 15. Păi, puii mei, dacă nimeni nu scrie cum căcat se face, de unde vrei să știm exact, noi că asta se face? Nimeni... Suntem în 2014, nu vă supărați. Da, da, e... Suntem în 2014, dar nu toată lumea joacă Counter-Strike și bea... Oriunde v-ați juca, înțeleg, dacă pentru totdeauna, oriunde v-ați juca, virgulă, Counter, vă arată sus câte runde, ce, cum și începe. Rundele se termină în felul următor. La 16. În afara faptului la 16, mă refer așa. Primele părți 8, 7, 9, 6, 12, 3, 13, 2, 14, 1. Și care e diferența? Care e diferența? Nu știu să calculez? Stai o secundă. Care e diferența între 16 și că ai odată 8-0 și 8-3? Care e totalul? Zim și mie, te rog frumos. Zim și mie, care e totalul? Dar nu s-a terminat. La 8 am făcut switch ca să jucăm și Counter și Tero. Deci, trebuia să jucați până când vă făcea serverul automat switch, atunci se terminau rundele, nu trebuia să calculați. Dar nu voi, avem un alt un server care să facă automat switch. Noi ne-am păi înțeles nu, fiecare, așa. Fiecare server, dacă pui max la 15, te schimbă la 15 runde. Da, mă, dar eu nu am de asta tu ai spus, cineva a scris pe pagina aia că serverele ne le găsim noi. Dar n-a precizat nimeni, ni le găsim noi în ce fel, ce fel de servere. Asta e un server rem-based, nu e un server pe care l-am scos eu din buzunar. Așa e serverul. Exact. Vă că sunt un server. Adică noi am respectat ce a scris voi pe forum. Am găsit un server. Ok, guys, hai să cădem de acord. Organizarea n-a fost tocmai strălucită. Am jucat cum am jucat. Și oricum, merită să merg mai departe. De ce astea... pierdem acest timp? A zis că vreți să jucați. Jucați cu ei pentru că ei au jucat mai bine ca noi. Deci, Counter-Terrorist win! Hotărâi cine merge mai departe, să vă dau acum serverul. Hai, dă-ne server. Ok. Good luck, guys. Mersi frumos. Mersi și eu. Aveți aici